70 de elevi din Sinaia, Comarnic și Filipești s-au luptat pe terenul de sport al școlii Principesa Maria în prima ediție a Cupei Prichindelul, organizată de Clubul Sportiv Carpați Sinaia. Cei mici s-au trecut în probe individuale cu mingea, meciuri de fotbal, dar și într-un hazliu concurs de alergat în sac. De departe, cele mai apreciate au fost meciurile de fotbal, iar diplomele obținute au fost etalate cu mândrie de copii. Câștigau locul 3 la trecerea Petre Jaloane. Cei de la Sinaia veniți și la cupa, ca să primiți de la locul 3 la fotbal. Sus în clasă și primiți și voi dulciuri. Ce sport îți place cel mai mult dintre toate? Fotbal. Unde ai vrea să ajungi tu cu fotbalul? Ai vrea să joc la Dinamo București. Organizatorii au vrut să le ofere copiilor o zi de vacanță cu mișcare în aer liber și sport. Sportul este foarte accesibil tuturor, numai că trebuie să-i atragem. Și atragem prin activități atractive. În al treilea rând, conform statisticilor, supraponderalul în cadrul tineretului a crescut foarte mult în ultimul timp și noi, ca și profesori de educație fizică, avem datoria ca acest fenomen să-l diminuăm cât se poate de mult. În al patrulea rând, vrem ca să facem niște activități atractive în mod organizat pentru a-i atrage pe copii la aceste activități, să nu se ducă să joace în mod dezorganizat, așa cum se întâmplă în majoritatea orașelor și comunelor din România. Copiii au primit și premii dulci oferite de Direcția Județeană pentru Sport Prahova.